pregătit, am mai știut trebuie să îi... Să dui niște... A, că am scris ieri. Da, eu mi-am dus ieri, știu, mă știu nou. Oho, e încuiet. Da, că mă uit. Dacă n-ai telefon, da? Cum s-a spus? Dacă n-ai telefon... Da, data trecută nu răspunde. Bață oșa. De multe ori am sunat și... Bună ziua. Bună ziua! Bună ziua! Oamenii, vă reparator de stat. Da. Da, n-am ajuns la advocat. Da, vă scut. Știți, vă rog frumos, decizia. Și ce scrie? Nu, asta știți, știu, cite. Omul a primit avocat, a fost aici. Cine? Avocatul a refuzat, Tudor Pânzar de la Căușeni. Da. Avocatul a refuzat și ce că la telefon i-a spus să mai vină o dată la Chișinău, trebuie, de la Căușeni. Trebuie să depun iară cererile și tot așa. El știe, cite. Dar la telefon ce îi spuneți? Bine, dar cu cine ați vorbit dumneavoastră la telefon? Eu știu. S-a prezentat? S-a prezentat domnul cu care ați vorbit la telefon. Eu... când azi? Nu, când s-a spus să vii la Chișinău iar cu alt cerere. Bine, haideți eu cu jos, chem că... La mine e exact numărul Roșca, era... A, Roșca. Roșca-i vorbit, da? Păi el asta întreabă, cu cine-i vorbit? Asta întreabă. Dar femeia zice că nu-i dați deloc avocat. Cine? Iată, doamnă. Da, mie ne dă advocată neapărat. Eu vă țin minte, eu personal v-am transmis numărul de telefon avocatului public pentru ca să vă consultați. După care v-am spus, după consultații, dacă avocatul... Vă pănimaite? Nu. Ea ne pănimai pe românești. Păi cred că și atunci ați vorbit românești și nu înțeles. Nu. Ea zici că nu i-ați dat avocat, dar dumneavoastră românești. Spuneți că i-ați dat avocat. Poate trebuia să-i spuneți în rusă. Eu pe ce numărul i-ați dat? Înțeleg, nu, Ana nu știe, Ana găurește o vânidare, advocat. Dar dumneavoastră, doamnă, tot după avocat? Da. Și tot nu v-o dat sau prima dată veniți? Prima dată. Fie că oamenii de-am știu drumul, aici vin des. Le deși, apă-l ieși, apă refuză și iară îmblă pe drumuri și... Ți iesă pe ochi ajutorul de stat. Nu care bătaie pe loc, vin din la Căușeni, dacă n-ai bani, cum să vină, cum? Împrumutat, împrumutat bani, da? Cum? Я им промотал бани. Я магазин в бичклета сумела. Тоже не пускают на втором этаже. Ага. Тоже была, не пускают. Коронавирус, коронавирус. Ну это правда, это проблема, да. Я вас пускаю. Дата трекута, вас кнут на детку. Вас кнут на телефон суны. Да, дата трекута кэн? Септемена трекута? Ну, вот, у меня дата трекута. Септемена трекута? Да. И знаете еще, что говорят? Если придете с полицией, если с документом полиции, тогда пропустим, когда коронавирус кончится. А если без документа полиции, мы не пропустим. А согласие. Какой документ из полиции? Согласие полиции. Вот так. Да, нас в течение будешь дикаться? Нас в течение будешь дикаться? Ну, мажордики, у нас... Să vă consultați întâi. Da. Da. Nu știți cu cine îți vei judecați. Bună ziua. Bună ziua. Toți sunteți împreună pe o cauză? Da. Cauze diferite? Că advocatul. Tăți vă rog, avocat de stat. Deci adresați, care este întrebarea? Domnul Pânzare Tudor, da? Astăzi dimineața, eu, Ghenadi Roșca, v-am sunat pe dumneavoastră de 3-4 ori. Prima dată mi-ați răspuns în felul următor. Sunt la un aparat, ceva cu sănătate, nu știu ce mi-ați spus, vezi, corect? Eu v-am sunat după asta încă 2-3 ori, dumneavoastră nu mi-ați răspuns mie. Dar eu nu putem, eu am mărțit. Bun, dar ieri ce ați vorbit? L-ați chemat să vină iar la Chișinău, scrie iar cerere dacă avocatul inițial a refuzat să-l apere? Nu. Haideți să clarificăm. Dumneavoastră aveți o întrebare, care este? Vrea apărător și mai are două zile și expiră termenul. Apărătorul care l-ați desemnat dumneavoastră a refuzat să-l apere, că o zis că n-are rost. Nu-mi prenumi apărătorului. Ce cauze? Care sunt trei avocați, doi avocați pe trei cauze. Ce vină? Fata cei care au refuzat. De la cine? De la unde? De la Căușeni. Așa. Doamna, pe cauze ce vină, cum îți spune? Șchiopul, da? Mătine, nu-i trimis eu. Așa, eu am vorbit cu dumneavoastră chiar azi dimineața. Îmi pasă pe dumneavoastră să vă spun. Dacă lucrați cu dânsa, ea vă așteaptă să vă duceți să fac o cerere de concretizare. Exact, de asta era sarcina ei, dar ea i-a spus că nu se ocupă cu așa ceva, că n-are rost. Și de asta el a cerut alt avocat. Eu, advocat, îi pișuți scăboie zăimlenii, când-a nata. Secundă. Păi ce mă? Poate riot, da. Și răzbrăiți să-ți celorică? Da, da, da. Mi-e văpros, передаю номер телефона адвоката общественно, поговорите, консультируйтесь. Мне вопрос. Только секундочку, давайте. Мне сказали, что дали вам адвоката. Вам назначили адвоката или нет?
Назначили временно, вот только на один день. А на следующий день? Какой суд, кто адвокат по вашему? Или давайте по-другому. Сперва с человеком, потом с вами. Хорошо, шаг за шагом. Ну, есть вопрос. Главное, Татьяна Шкёп, её персоналом, роби куда у неї асы изменяться, да. Я mi-am pus la cunoștință pe cum vrea să fac o cerere de concretizare și eu v-am sunat pe dumneavoastră să vă întreb. Sau lucrați cu doamna Șchiopu și merge cu cerere de concretizare pe cauza, două cauze, două civile, am înțeles. Sau facem înlocuire la avocat respectiv, e dintr-o să motivați. Deci, am spus întrebare, ce facem? Da, dar să-mi voi să vorbesc și eu. Mi-a spus în două zile când m-a sunat pe permisă la avocat, și-mi dat pe alt avocat garantat de stat, dumneavoastră a spus, veniți numai decât la Chișinău. Eu v-am spus, eu n-am bani, nu trebuie să mă împrumut, dumneavoastră așa e legea, viața de nevoie, eu am venit. Dar îi spuneți, când ajung eu la ușa la dumneavoastră, îi spuneți că ați vorbit cu doamna avocată, doamna Tatiana, nu știu, v-am mai spus că așteaptă. Ce mi-a spus el, ce mi-a spus al altă el? Deci, o clipă, domnul Tudor, eu personal v-am sunat. Nu trebuie să faceți drum. 1, 2. Dar eu cum aud, doamna? Am înțeles că s-a întâlnit cu dumneavoastră la întâlnire, duminică și luni sau când a fost. Când am întâlnit, nu vreau să fac toate actele înapoi. Acum, haideți hotărâi. De ce întors? De ce întors? De ce m-a întors? Eu am spus, poți să nu te duci la judecată, că eu o să o consider inadmisibil. Deci ați avut o discuție, domnul Tudor, da, dacă mă greșesc. Da. Deci, ați avut o discuție dintre dumneavoastră și avocat, este o discuție confidențială. E discuția dumneavoastră cu doamna. Eu nu pot să intervin în discuția dumneavoastră. Acum, la moment, vreau să putem... N-am de cauză. Mi-a spus fără să... Vreau să putem ce facem. Domnul Tudor, domnul Oleg, ce facem? Lucrați cu doamna Șchiopă Tatiana sau vă locuim? Dacă mă întrebați la căușări, eu vă spunem. Doamna Șchiopă Tatiana a spus că vrem să facă... Dar dacă a venit aici, dați iau pe doamnă, locuiți sau doamnă. Cum hotărâți? Eu... Dacă mai ajuns la ușa aici... Eu sunt la expoziția dumneavoastră prin... Domnul avocat, domnul Ienade. Eu am ajuns la ușa la dumneavoastră, nu știu și nu. Am venit și-mi dat asta avocat. Dar doamna vrea să lucreze. Dar v-am întâlnit, eu am venit de la căușele aici. Dumneavoastră ce termen acolo aveți de a... Nu cerut extindere. Ce cerut extindere termenul. Din 28 i-au dat 10 zile. Deja azi cred că... Astăzi ce zi este? A câta zi? A câta zi din 28? Domnul Tudor, spuneți-vă câta zi este astăzi ca să reușească avocatul sau urmă acesta? Eu ne-am depus o cerere către cine? Către cine? La instanță, dar nu ești mai vezi că accept. Nu m-a sunat. Eu am fost nevoit ieri. Domnul Tudor, la moment. La mâine spuneți că nu lucrați cu avocatul. Nu lucrați cu avocatul. Domnul Tudor. Nu, ia te întreabă acum și ai zis că vrei alt avocat. Te-a întrebat acum și ai zis că vrei alt avocat. Dar da. Tot ai făcut drum. Domnule, sunt de acord cu dumneavoastră. Vă transmit îndată o cerere. Bine. E înlocuire apărătorului. Eu ne-am să fac eu la moment vreau să vă întreb pentru binele dumneavoastră și a cauzei dumneavoastră. Ce termen acolo aveți? Pentru că în momentul în care vă scriți... Este că au depus o cerere. Se înscrie. Deci dumneavoastră trebuie pe cauza civilă care da, mai aveți termen, cât termen mai este? Ca următorul avocat să aibă ce face. Mă ieri am depus termenului pentru înlăturarea... Eu nu știu, n-am venit la domnul Tudor, vă asumați consecințele. În momentul în care adresați o cerere unei instituții, da. Vă asumați cu privința că este termen pe cauza respectivă sau nu este termen. Bine, Tudor, dacă ai cerut, nu-i garantat că instanța îți dă alt termen. Eu vă trăsc. De ce omul sugerează că mai bine să lucrezi cu Șchiopu, că ea deja știe dosarul, deja e hotărâtă să facă, știi dosarul, deja. Dacă îți spunea, nu vine, dar acum te-am să o lămurit, te-am înțeles. Până la urmă, în principiu, el putea să sune și să ceară alt avocat, dacă nu se înțelege, fără ca să facă altă cerere sau să o facă online cumva. De acord, iată, puteți să afirmați, este dispoziție, este cu care de adresat o cerere prin intermediul adresei e-mail. Electronice, de poștă electronice, da. Știți? Și era rezolvat. Dar cine i-a spus lui să vină la Chișinău cu altă cerere? Cine i-a spus să vină la Chișinău cu altă cerere? Deci, în momentul în care se locuiește un apărător, trebuie este nevoie de o cerere. Eu, în baza cererii, lucrez, mă examinez cererea și... Chiar dacă avocatul a refuzat să lucreze cu el, da? Trebuie să avem motivul de ce a refuzat. Nu putem să ne expunem doar pentru niște opinii. Vreau să... Solicităm o explicație, să vedem de ce... Și o să durez, asta e procedură greoaie, vă durez câteva zile. Eu recomand și eu să lucrez cu Șchiopu, că ea de-a mai dispusă să-l te apere. Știi dosarul.
Și o să le fie la toți de învățătură cazul ăsta și nu o să te mai pună pe drumuri altă dată. Deci ce hotărâm dumneavoastră, ce hotărâți dumneavoastră, ca să știm ce să fac? El a decis că vrea alt avocat, acum poate să răzgândești. Dar e alt avocat, dar dacă a venit la el. Cum okay. Hotărâți, vă aduc o cerere? Să duci o cerere, trebuie să o completez. El a cumpărat cu altrui stăpânie. Domnul Tudor, a zis două cauze civile. Se cu natura cauze diferite, așa se înțeleg. Deci, știu. Cum? Nu e aceeași cerere împotriva primăriei și a guvernului? Nu e același subiect? Nu. Acolo e una, aici e altă. Am înțeles, ok. Deci omul înțeles. Deci omul înțeles bine. Două cereri. Două cereri. Un apărător a preluat două cauze. Deci nu ați înlocuiți un apărător pe ambele, ambele cauze. Am înțeles. Bine, așa vă mai vedem. Nu, за документом идёт, чтобы он писал, пока вы говорите с ним. Хорошо, всё. Вот, извините. Вот, ни один прокурор не пишет документы по уголовному делу. А вы говорили с адвокатом, который они дали вам? Да, вот. Смотрите. Все отказываются уголовное дело. Вас зовут Татьяна Манова, да? Живёте в Кишиневе, Ботаника. Да. Вот отказываются уголовное дело написать номер. Потом еще вот отказываются еще и суд открывать. Вот смотрите, здесь тоже отказываются суд открывать. Вот, пишут всякие отписки. И вам опять написали на румынском, хотя вы обращались на русском, да? Да, вот, отказываются суд открывать. Я по поводу болезни суд открываю и отказываются. Отписку всякую пишут. Потом суд так и откроет, и как-то посудит, как зря, и против меня. Вот. И ваше дело в каком суде? В высшем, высшей судебной палате, да? Да, да. Вот сфотографируйте эти. Про что эти дела? Про то, что вот это дело, про то, что меня обокрали, а вот это дело про то, что меня лечить не хотят. О, понятно. От этой полноты, видите, у меня 110 килограмм, 190 килограмм, и не хотят лечить. И вы обращались к докторам, да. И они сказали, что нету. Да, я даже в суд обращаюсь, вот отказывают. Понятно. А здесь отказ как кража, это уголовное дело открыть. А кто, когда обокрал? У меня уже несколько лет как обокрал. А, понятно. И вот Олег Веретенов все время отказывал, сморчил Чимбиром, своим заместителем. Чимбир, да. Заместитель, он не шеф там? Да, он выше там, Олегом Веретеновым. Вот, отказ, вот, статьи, вот, смотрите, документы официальные. Понятно. И так все время, отписки, и никогда отписки. Никогда вам адвоката не дали, чтобы он вам помог? Да, никогда, чтобы исковое заявление, никогда не и могу. И который раз вы сейчас обращаетесь уже к нему? Уже 20 или 30 раз обращаюсь. Исковое заявление ни разу, без денег никто не писал. И до сих пор вы писали деньгами, да? Обращались к платным адвокатам, да? Да, платным. А какая у вас пенсия или зарплата, или что есть? Доходы? 200 с чем-то лет было, а сейчас я не знаю, прибавили. Пенсия, да? Да. Сейчас 500 или 600, не знаю. Я вам даже войско мое дал. Я люди, а что надо, доамна адвокат, доамна Татьяна. Вам интерес? Аша. Я на ей не расход, після ори вы суна. Și îi spui, nu știu, eu i-am spus, eu adic o cerere, asta și cer alt avocat. Domnul ei mi-a răspuns, e dreptul dumneavoastră. Dar nu a spus așa cu minte cum spune dumneavoastră, că următoare mai ceva se apăr, oare altceva. Dar, Tudor, menționați astăzi asta în cerere, bine? Și o să luăm și o explicație de la doamna care m-a reprezentat pe cauză. Așa e. La moment, eu repetat răspund. Domnul Oleg a menționat. Puteți să lucrați cu doamna? Nu pot, eu am zis să facă o cerere. Eu luni am vorbit cu dumneavoastră, domnul avocat, a treia oară, repet. Okay. Eu luni, eu spun, e să-mi iau. La moment a solicitat la... Schimbarea avocată. Explici cauze. Eu vă transmit două cereri, de înlocuire, apărătorului. Eu nu înțeleg. Nu te nu înțelegeți, eu vă explic cum înțelegeți, adresați întrebare, eu vă spun pas cu pas. Iată, dispoziția, la moment, noi nu o să primim cetățenii în birou, dar Păi că s-au de cereri, dar atunci, data trecut, eu nu înțelegem nică, aici înțeleg unde scriu numele, prenumele, dar data trecut puteți la cereri de la rău, iată, doamna, imagine. Aceea cer... era cerere inițială, asta e cerere de schimbare avocat. Eu nu pui. Aha, bine, dar până m-a scriu. Poate jos în hol găsești, aici nu văd că n-am. Domnule, cu titlul de excepție, în primul rând, dumneavoastră puteți să completați cererea, să că domnul Oleg să vă ajute, faceți scanați, să faceți o poză bună și expediați pe e-mail și o preluăm în dată și lucrăm. Eu nu asta e unul. Dar o să coborâm jos, o să scriem, eu o scanez și o trimit.
Poți fi de pe adresa mea, nu poți fi, nu trebuie să fii de pe adresa lui, că el n-are e-mail, cred. Andru, mi-am zis de consimțământul. De acord. Aceasta așa. Doi, dacă totuși cu titlul excepție, dumneavoastră a insistat cu bine, nu... Haideți că mă duc eu o masă la urma ori. Nu, dar nu, chiar așa, până acum, și eu scriu oamenii. Nu scriu, auzi, tot e online, tot e online. Este posibil. Dar nu tot e online, nu. Asta e situația. Se adresează la cumatul, la vecinul. Mai avem în teritoriu consultanții parajuriști care toți sunt în... Și poate să ajute. Și îmi pare că sunt și la Căușeni, nu? Trebuie să privim după lista... Nu știu, da. După lista să privim. Deci ce ați luat hotărârea, scris cererea și revenim să o înregistrăm, da? Eu aștept. Doamna, da, dumneavoastră sau... Vreți să filmezi cazul dumneavoastră sau ne lămurim întâi cu doamna? Să filmez povestea dumneavoastră sau ne lămurim întâi cu doamna Cărsic? Ah, ok, dar eu rămân aici. Lăsați întrebarea. Da, eu uitați, din start vă menționez că să aveți așteptări corespunzătoare. Eu nu sunt avocat. Nu sunt avocat. Eu pot să vă transmit numărul telefon apărător la avocatul de servici, avocatul public de servici și vorbiți pe cauza dumneavoastră la telefon, cu operatorul, cu avocatul. Acela e avocatul poporului, altceva, sfatul țării 16. Ce? Să vorbiți cu avocatul doriți sau doriți să vă transmit o cerere ca să vă vizionați? Eu vreau și cerere să scriu. Eu cerere. Că dar nu mai am putere, așa mai nu să fac cât, să fac o moarte de om. Doamna, nu vă întestați, haideți să mergem pas cu pas. Vreau să doriți să vorbiți cu consultantul, da, cu avocatul public. Eu vă aduc un număr telefon, să vorbiți cu avocatul public. E nevoie de o cerere de copii. Dumneavoastră toți sunteți cu avocatul public, să aduceți o cerere să o înregistrăm la oficiu teritorial. Ce ați? Advocata, mie nu știu. Advocat, vă mulțumesc. Și tu, imena, v-a zis că pe aia problemă? Da, pot. Că sutirăvața, ei o v-a zis că poate zăimine. У меня заявление отказывает... Можно я возьму вашу? Да, уголовное дело открывать, вот отказ Олег Веретино. Потом отказ меня лечить, вот я полная, не могу ни стоять, ни уходить. Отказ меня лечить. Так, смотрите, я не адвокат, сразу вам говорю. Я могу вам передать номер адвоката, сегодняшнего адвоката общественной, как сутирываете с адвокатом? И могу передать вам и заявление, чтобы вы ее заполнили, и будем рассматривать ваше заявление по поводу назначить вам адвоката, который поможет по вашему делу. Да. Секундочку, передаю вам номер. А телефона. Почему адвокаты не пишут никогда исковое заявление везде? У вас есть адвокат по этому делу или нет? Раньше был, я несколько лет сюда ходила до коронавируса, и ни один не написал исковое заявление. Какие? Эти общественные? Да, эти общественные. Да, да, эти консультируют только, а определяют все дело у вас, какое и где будет рассматриваться ваше дело. Но после чего вы зарегистрируете заявление к офису территориальному, вам назначат адвоката. Но исковое заявление ни один не написал адвокат. Вам назначили адвоката, его не хотел вам... Не хотел. Кто? Имя, фамилия? Кто? Негру, Кристина, негру и еще негру, другие. Негру, Кристина нет у нас. Нет. Но и другие многие адвокаты, только демагоги, да, занимаются. Пишите заявление. Офис территориальный будет рассматривать это заявление, или жалобу, или какой-то запрос, который у вас есть. Ну, я не адвокат, я не смогу определить все ваши. А кому писать? Да, адвокату де сервичу, который распунде на телефон, да. Дичину ес, ворбяск ел директ по вами. В момент у меня консульта принят директ по телефоник, но он спит для каса. Păi dacă nu e de acasă, de ce nu vine el să vorbim? De ce să transmiteți noastră telefonul? Am înțeles. Am atribuții, eu pot să vă transmit informația. Dumneavoastră... Am înțeles. Cum pisați zeilele? Secundăciu, că ofisul teritorial. Ia presul de la zeilele, de la stoși, și presul de la zeilele către cine. Dumneavoastră sunteți avocat? Da. Deci este dispoziție și toate permisele coordonatorilor, nu este permis să-i taie. Deci, cum vă numit, o să trebuie coordonatorul, dacă... Să sunt nu este voie nimeni să intre în oficiu teritorial. Și eu. Da? Cum hotărâți dumneavoastră? Dacă dumneavoastră aveți o permisiune din partea coordonatorului oficiu teritorial, poftiți. Dacă nu, mă iertați. O clipă, eu îmi fac o cerere. Bine? Da. Dar care e problema, pe scurt? Puteți să spuneți? Ascult, domnule. Mai bine cu mască, că suntem în spațiu închis și e periculos și pentru dumneavoastră și pentru noi. Am lucrat la construcție de 68. Uh-huh. Am avut doi copii. Am avut un băiat de 79. La 40 de ani el a murit. Eu l-am întreținut toată viața. De atât că el era bolnav cu sistemul nervos. Uh-huh. De mic copil a stat la construcții la lecuire.
Al duceam, vinea, al duceam cu gel de acolo, nu au vrut să lecuiască. M-am chinuit cu des 40 de ani, împlinit în 23 decembrie, împlinit 40 de ani. La 24 ianuarie el a murit. Acum, eu am avut 3 camere, că am lucrat la construcție. În sub 41, am primit apartamentul 3 camere în 87. Cât am putut, eu l-am întreținut. Nu mai am avut puteri. Și am luat și am vândut apartamentul și am cumpărat lui o cameră la Ciocana, la sfârșit, să fie aparte, să fie gospodar. El a prelungit mai departe sbieie, de scârbă, s-o căsătorit odată, nu a putut trăi. Pe urmă, eu i-am cumpărat, am vândut 3 camere și eu am luat o căsuță mică la Bostancia, la Dacia. Dar lui a luat o cameră la sfârșit la Mircea cel Bătrân, în caz cu 16 etaje, gostinici nouă tipă. Acum, el, din 2003, trăia acolo, aparte, singur. Toată viața, lumina îi plătem în fiecare lună, telefonul în fiecare lună, suncă cu mâncare îi duceam, de toate. Toate cele îl ajutam. I-am plătit odată 17.000 ceva, pe urmă 9.000 ceva. În fiecare și care-i problema? Ați rămas fără apartament? Am rămas fără apartament. Cine l-a luat? El s-a întâlnit cu o doamnă, aceea a venit în casă la dânsul. Asta a fost... Dar el era... El avea apartamentul lui. El era bolnav, dar capacitatea de exercițiu. Avea buletin, avea drept de vot, da? Era independent, legal. Avea buletin. Și el a semnat niște documente, dar dumneata crezi că nu era capabil. Sau el nu a lucrat nicăieri toată viața. Înțeleg, dar apartamentul era pe numele lui, el era proprietar. Eu am vândut 3 camere și i-am cumpărat banii mei, am cumpărat camera. Da, da, dar cum îi l-ai dat? Cum îi l-ai dat? Cu act de donare sau cum a ajuns el proprietar? Nu, pur și simplu eu am plătit bani și l-am luat casa. Și l-ai scris pe numele lui. N-am avut mici. Și acum el a vândut. El nu a vândut. Amuie, el a trăit cu o doamnă, dar cum a trăit? Se întâlneau din când în când, ea de la Glodier. Fără căsătorie oficială. Fără căsătorie oficială. Și eu a născut un copil. A născut un copil și el de bucurie l-a scris în familia lui. Dar eu nu sunt credințată, că el spune, mami, că nu-i copilul meu, nu-i copilul meu. Și de trăit, nu a trăit. Amuie, eu a plecat în Turcia. Copilul ăsta se găsește la Ucraina, are 13 ani. Dar în Turcia ea are familie cu asta, cu turcul, 2 copii. Da. Și apartamentul și-a l-au rămas ei. Și apartamentul este un rămas. Și mă tot vrei să o recuperez. Hai să ascultăm. Bun, am înțeles. Vrei să te judeci să obții apartamentul? Doamna, și vă prosili, щоб я вам передав номер телефона адвоката общественного, щоб ви консультировались. Как мне кажется, вам консультацию по адвокату публик. Аша, просто на дискуссии. Я вам приготовил номер телефона al avocatului public de serviciu astăzi, Ludmila Spânu, o să adresați întrebarea, o să vă consultați. Bine. Doamna, o să vă ajute să identificați care este natura cauzei și unde va avea loc acțiunea procesuală preconizată. Deci, dreptul meu să vă consultați cu operatorul, avocatul public, asta o să faceți. V-am adus și o cerere ca să o scriți, ca în urma examinării cererii să vă dăm un avocat, să vă desemnăm un avocat care să vă apere pe cauza dumneavoastră. Eu vă transmit, iată, o clipă, în data de ziua. Ludmila Spânu, Ludmila Spânu, говорите по-русски? Если вы не понимаете на государственном языке, то я с вами на русском буду разговаривать. Вот, у меня в руках заявление и номер телефона адвоката сегодняшней общественной, который работает... Дежурный. Дежурный. О, не связь. Есть вопросы там по вашим проблемам? Поговорите с нашим общественным адвокатом, да? То после чего вы поговорите с нашим адвокатом, он скажет, чтобы по поводу ваших проблем, да, чтобы вы писали заявление к офису территориального Тишинева, чтобы вам после рассмотрения вашего заявления, чтобы назначили вам адвоката по делу. Да. Я передаю, чтобы не делали два дома, да, чтобы две дороги, чтобы сразу передаю вам и заявление, да. Да. Пишите, во-первых, поговорите с адвокатом, и потом пишите заявление, то, что вам скажет адвокат, вот суть дела, где будет рассматриваться ваше дело, пишите, хорошо? Да. И потом ко мне, где не понимаем, тоже я вам помогу.
Тут найти в офис территориальной. Никто не заходит, все здесь останавливаются. Мне вопрос, вот номер телефона. Президенты документы, да? Бюллетен, на фарде черри. Ведь la момент, ну, если не вой, да. А, мы целес. Черри, и декларация тип преломенит. Deci, iată numărul telefon, вот мой номер телефона, вы не должны прийти к нам, позвоните, я вам скажу, что и как можно. Можно на данный момент и по электронному почте передать заявление, если есть возможность. Если нет, тогда подойдите к нам, поможем. Альки интервью, так и сон. Вот посмотрите, прокурор отказывается от уголовное дело. Я не адвокат. Я не могу по процедуре вас консультировать, поэтому рекомендую сразу поговорите с нашим адвокатом общественным. Да. Он адвокат, она адвокат, Валерия Владимировна Спыну. Пусть адвокат поможет вам в этом с вашей проблемой, чтобы определить суть дела и где. Тем более у вас две проблемы, не одна. Я даже сейчас рекомендую, звоните прямо сейчас. Куда будете мазовскую у вас? Întâi trebuie să vorbiți cu avocatul ca să vă spună și trebuie să faceți unde să vă adresați. Da? Dacă e caz de judecată sau nu. Poți să constate că dacă el a făcut act de donare sau ceva, nu mai poți recupera apartamentul, eu știu, nu știu. Nu a făcut nimic. Avocatul o să vă spună dacă se poate de făcut legal ceva sau nu. Puteți să mă ascultați pe la sfârșit. Deci eu mai vă pot ajuta cu ceva, dacă nu... Sunt doar curios. Acum ai cum e presupun pe numărul ăsta. Da, să vă lămuriți, să-i spuneți povestea avocatei, da. Încă ceva, dacă o să apară întrebări, iată numărul telefon, notați, da, 0222-496953 sau numărul de mobil. Iată aici, este indicat. Bine? Consultant, dumneavoastră vorbesc. Da, da. Păi să-și mi-l dat de la spatul țării. Dar dumneavoastră n-ați scris numărul corect, iată, priviți. Ia uite, 496953. Iată aici numărul ăsta corect, iată, uitați. 06, 8, 8, 5, apoi acesta eu nu știu, dar a nostru este 06. A este eu ajunat numărul la sfatul țării și ei ne-au dat numărul ăsta. Și mai adăugați încă un număr de telefon, mobil, pentru că poate să fie ocupat, să colegii să vorbească, poate eu, nemijlocit cu mine să vorbiți, luați, notați numărul. Da, sunteți domnul Roșca? Genadi Roșca, spune. Da. De ce nu aveți o mască care să vă stea pe nas, nu atârne așa? Nu, e masca e destul de bună, pur și simplu. Nu, dacă vă eliberează nasul prea des, atârnă așa, eu nu cred că e bună. Dacă și femeie este cu masca sub nas, e... Eu tot trebuie să stau iată cu... Da, nu-i corect și periculos așa. Trebuie să le respectăm. Bine, dacă poți să vă rog ceva, poftiți. Dacă nu, eu mă duc la serviciu. Dar cineva să mă duc. Întins. Cu ducem. Nu, 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 nu. Pajauză. A, l-am găsit. La găsit. Eu, 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 eu. Spuneți ce număr? 0? Da, notați 067.